acest cuvânt și m-am gândit că totuși suntem aici datorită valorilor estetice pe care maestru Călinescu Arghia le-a produs la lungul întregii sale activități. Și am deosebită plăcere să avem în față, pe de o parte, expoziția cu câteva din operele maestrului Arghia Călinescu, absolut remarcabile, și pe de altă parte să lansăm un album de artă al maestrului Arghia cu operele pe care dânsul are și alte părți și, în mod deosebit, sculpturile sale monumentale expuse în diferite părți ale lumii, începând de la Seul și terminând toate cu Paris. Acum, aproximativ 2 ani, am avut deosebită plăcere să ajung acasă la maestru Arghia Călinescu. Și acolo maestru mi-a spus, zice, doctore, aș vrea să încercăm să edităm un album de artă. Și a spus nimic mai simplu, nu știind în final cât de greu să fac acest lucru. Și ca să spun așa, seara aceasta este, de fapt, întâlnirea fericită a două evenimente. Primul eveniment este că prin anii 2000 m-am cunoscut pe maestru Arghia, care a avut nevoie câteva, să zic, îngrijiri medicale, îngrijiri oftalmologice. Și atunci am creat așa o legătură foarte apropiată, care în final a devenit de prietenie. Al doilea eveniment este că exact acum 3 ani, fiind la un congres de oftalmologie la Sinaia, am avut plăcerea să vedem o expoziție a celebrei Hart. Iar acela a fost de clipul care m-a făcut pe mine să mă plec puțin mai mult către artă. Și atunci, având aceste două elemente, să zic așa, am încercat în final alături de maestru Arghia să tipărim acest lucru. După o muncă care a fost mai importantă și de mai lungă durată decât am crezut, opera este gata, este tipărită, maestru Arghia mi-a spus, zice, eu nu vreau decât o singură dimensiune. Și maestru, ce dimensiune? Zice, 29 pe 29. De ce maestru? Pentru că numai Brâncuș are această dimensiune. Deci, ca să spunem așa, la copii ați găsit granță, ca să spunem așa, avem un album care trebuie că este foarte frumos. Maestru vă spune, nu mai frumos decât al lui Brâncuș. Și cu asta eu am încheiat. Îi dorim maestrului multă sănătate. Eu personal îl felicit pentru că, în esență, seara aceasta sărbătorește, ca să zic, întreaga activitatea maestrului, iar albumul acesta vine să încumineze activitatea de peste 55 de ani pe care maestrul a făcut-o pe Cuvântul Artelor. Vă mulțumesc mult că sunteți aici și voi lăsa un mare lucru specialist, maestru Vlad Țădan, să povestească câte ceva. Această expoziție este o problemă semnificativă pentru că continuează o carieră și unde poate fi încumulată o carieră mai bine decât într-o galerie care aparține Academiei Române. Este încumularea unei carieră în parte, în cea mai mare parte, necunoscută în țară. Alexandru Călinescu Arghia are cele mai importante lucrurile lui, nu suntem
El, în toată creația lui, reușește să reunească, să armonizeze epitete dintre cele mai contradictorii unele dintre ele, următoarea de conflict. Sculptura lui Alexandru Antonescu este plină de minimalism și de jovialitate, de bunăvoință, de lumină interioară. Tensiunile, totdeauna mie mi se pare că tensiunile care apar în lucrurile sale, totdeauna se soluționează în armonizare. Găsește soluția în armonizare și în felul ăsta conflictul devine sate semnificate și rezolvate. A abordat diferite materiale, a abordat diferite, așa cum spuneam, diferite stiluri. Paleta lui stilistică este foarte largă, foarte diversă, de la aspectul ludic, conținut în apele mâine, până la zonele clare de multe diferite sorginte etnografice, dar totdeauna abordat cu un nivel intelectual și cu o lectură ale unor lecturi și literare și unor lecturi clasice cu o bună cunoaștere a felului ca fenomenul se mișcă în lumea asta. Ajungem până la lucrurile natale, care sunt considerate de transcendență, cum este datul inițial pentru cei doi copaci, care este la Franța, la Franța, în Spania, sau peciora albastră, care este la atribuitor monumentală de mare monumentalitate de dimensiuni, pe care în România nu ne putem rămâni de tot în imagina, sau lucrarea este o mare de la Sărâni, care este cumva anticravitațională. Și în același timp, așa cum spuneam, toate aceste lucruri sunt înfiorate de trăire metafizică pe care artistul exprimă. Cum vedeți, obiectele inutile, care unele dintre ele sunt destul de dramatice, care până la adus și totuși, care făceau trimitele la minatele dramatice de la închisorile comuniste, sfârșit de la sitet în special, dar prin sitet trimitele către tot acel spațiu al tragedii, al unei tragedii bune, al unei tragedii naționale. De asemenea, exprimarea în volum a lucrurilor care dar inexprimabile, fenomenele astronomice, cu putere, nori, ploi, toate astea au făcut, au fost elemente de preocupare, au fost teme pe care le-a abordat și asumându-și totdeauna riscuri, pentru că când ipotezele pentru asta înseamnă să se înțelegește, a reușit să găsească soluții neașteptate și în același timp. Acest neașteptat este totdeauna în parte în plasma firescului, naturalului, ușor de înțeles. Ușor de înțeles. În același timp, acest cuplu de Alexandru Antonescu Ortina solicită mai multe tipuri de lecturi, mai multe strate de lecturi. Și asta obligă pe cititor să se dovească, să revină. Și asta pe domnul este calitatea unei creații adevărate. Alexandru Antonescu Ortinescu face parte dintr-o generație strălucitoare a sculptorilor români.
Thank you.